Salut și bine v-am găsit la o nouă serie. Astăzi vom face o serie cu Minecraft. Intrăm și creăm o lume nouă. Și mă scuzați că n-am mai postat, dar știți și voi cum e cu școala și cu astea, că a început școala și cu online-ul. Mi-a fost mai greu, că noi, școala noastră e în scenariu hibrid. Ok, intrăm, am creat lumea. Și în timp ce se creează, ce să vă zic eu o să mai postez mai mult. Chiar îmi pare foarte rău că n-am reușit să mai postez, dar am avut niște treabă cu școala și așa, în continuare. Chiar îmi pare rău că n-am mai apucat să postez, dar o să încerc să postez mai mult. Dar o să postez din categoria gaming, o să postez, pentru că, nu știu, cu tutoriale nu mai, n-aș mai vrea să fac. Așa, uite, aproape s-a încărcat lumea. Ok, 100%. Hai, mă, l-o vrea. Ok, gata, s-a încărcat. Acum o să mergem ca la început, să luăm lemn. Bine, înainte o să așteptăm să se randeze un pic lumea, pentru că așa e un pic de lag la început. Și na. Luăm aici niște lemn. Sper că nu se aude sunetul prea tare, pentru că după trebuie să-l dau mai încet. Ok, cred că am luat destul lemn. Sau ba nu, mai luăm. Pentru că avem nevoie de el. Ca să înțelegeți, eu acum am pus voiceover pentru că din cauza microfonului meu minunat care nu a funcționat, a trebuit să fac voiceover și na. Și acum sper că se înțelege tot ce fac. Acum iau niște copaci ca să, na, putem începe o lume nouă, normală. La început a fost un pic de lag acolo, dar sper că nu e așa de rău. Luăm un... Da, am luat doi copăcei. Cred că sunt de ajuns. Mergem și facem repede un crafting table aici. Luăm. Am că ne ajunge 60 lemn. Luăm și îl punem acolo. Ne facem repede, repede niște unelte. Aici facem repede un târnăcop, că ne ajută. Putem să facem după să luăm piatră, iron, un topor ca să luăm lemne. Și cred că nu mai am nevoie de o lopată, că na, mă duc să iau piatră și na, adică o iau iarba cu mâna acum, pentru că na, nu, n-am nevoie de lopată, că iau repede piatră și îmi fac lopată din piatră, știți ce zic. Și da, aici coboram și luam piatră. Sper că, cum să spun, sper că din nou, sper că nu s-a auzit prea tare și dacă s-a auzit prea tare o să-l dau mai încet din filmare, că n-am ce face acum. Ok, luăm 8 lemn, 8 cobblestone, doamne, nu știu ce am cu lemnul. Luăm aici 8 cobblestone sau 12 ca să facem, da, luăm 12 ca să facem unelte și apoi mergem să luăm cele 8 pentru furnace. Și am văzut deja acolo jos niște coal, trebuie. După ce fac unelte, mă duc să-l iau și să-l... Ca să avem și noi combustibil la furnace, să nu luăm degeaba. Știți? Ok, și aici am făceam niște unelte de piatră. Repede, repede, trebuie să-mi fac și niște... și o sabie cu o ceva. Ok. Da, și... ce mai făceam acolo? O sabie, da.
pentru că să avem și noi cu ce să ne luptăm cu mobii. Apoi, mi-au aruncat itemele vechi în apă, că nu mai avem nevoie de ele. Da. Acum coboram să mai minez în continuare. Ok, și am început din nou să minez. Că... Na, ne trebuia coal ca să facem și noi un să băgăm și noi ceva în furnace. Aici a fost un pic de lag din cauza filmării. Și da, dar nu-i problemă. Ok, acolo auzise un spider, dar nu era. În fine, continuăm. Dar nu știu cum am găsit atât de multe minereuri acolo, pentru că e foarte... Nu știu, e ciudat că am găsit foarte multe minereuri și doar am săpat după iron, după cobblestone, pentru că na, voiam să-mi fac și eu ceva. În fine, am găsit minereuri și le-am luat pe toate. Nu știu cum am avut așa noroc. Aici din nou este un pic de lag din cauza filmării. Sau, în fine, mi-am făcut aici repede niște torțe ca să văd și eu. Și chiar descoperisem chestia asta nouă, în care dacă dai lumine pe fancy parcă sau ceva de genul, îți poți să faci să îți lumineze torța în mână sau ceva genul. Știți? Cred că înțelegeți ce zic. Aici se auzeau din ce în ce mai tare zombie și toate alea. Și eu am zis să ies, chiar dacă... Nu din cauza zombie sau așa, am vrut să ies doar. Aici mi-am făcut un furnace repede ca să prăjez metalul. Da. Ok. Și m-am apucat să mai spar niște copaci. Să mai iau niște lemn. Da, să mai iau niște lemn. Că o să ne trebuiască lemn mai târziu pentru casă. Aici am urcat din greșeală, că am crezut că mai e lemn sus, dar nu mai era. Așa, mai luăm niște lemn repede. Așa. Iar nu mai ajungeam să iau tot lemnul. Mi-am mai pus de la jos. Și am descoperit o chestie nouă la... Am descoperit-o, știam de mult, dar vreau să vă spun și vouă. Dacă vreodată sunteți... Tăiați un copac și vreți să ajungeți la ultima piesă de sus de tot și... și cum să spun... Vreți să ajungeți la ultima piesă de sus de tot și nu mai puteți. La ultimul lemn de sus de tot și nu mai puteți. Și mai e decât unul singur sau așa. Puteți să săriți în continuu și să țineți apăsat, pentru că... O să vi-l taie, dar asta merge decât dacă, nu știu cum să explic, dacă, de exemplu, e cu un bloc mai departe de raza de spargere, nu știu cum să vă explic. Cred că ați înțeles ce vreau să spun, dar, în fine, aici mi-am aranjat itemele, că na, trebuia aranjate și ele să stea bine. Și am continuat să minez. Și se aud foarte tare sunetele de spider, dar nu e problemă. Că o să sperăm că o să găsim de unde vin. Și se aud din ce în ce mai tare, se aud și niște lilieci, niște așa. Eu minez acolo în continuare și am dat de niște coal, de destul de mult coal. Asta îmi place, că când găsesc coal, găsesc mai mult și încep să se audă zombii și scheletoni și de toate foarte tare și e un pic deranjant, dar... Nu-i problemă, că trebuie să le dăm de cap de unde vin și să-i omorâm pe toți.
Pentru că nu se poate așa. Așa, mai un pic de coal pe aici, îl terminăm și pe ăla. Și continuăm să minăm. Acolo am stat un pic să mă uit dacă îmi filmează OBS-ul și îmi filma. Pentru că mi s-a mai întâmplat să vorbești să nu filmeze și am luat o filmare de 20 de minute din fericire, nu, că nu mai mult, de la capăt. Sunete se aud din ce în ce mai tare și eu mă gândeam acolo să pornesc ăla, să aud, să văd de unde vin sunetele. Și aici am descoperit cave-ul. Deci, din fericire am săpat din greșeală un bloc și mi-a arătat, am văzut de fapt unde e cave-ul. Și aici am coborât un bloc mai jos ca să-i văd și eu ce se întâmplă și am descoperit că erau foarte, foarte mulți zombi. Chiar cred că vreo 5 zombi erau acolo. Da, ia uitați, 5. Și încă mai vin, 5-6 sunt. Sunt mulți. Da, o să-mi ia ceva până eu mor pe toți, dar nu-i problemă. Ok. Au murit toți. Dar mai este un scheleton acolo. Ăla e problema. Pentru că era un pic, odată era să mă omoare. Da, pentru că nu aveam mâncare și de-aia. Dar cred că singurul mob care m-a enervat pe mine cel mai mult, pe care îl urăsc și nu-mi place Minecraft, e scheletonul. Pentru că e cel mai, nu știu, e cel mai enervant. Bine, nu chiar scheletonul, dar singurii, ambii mobi pe care chiar îi urăsc în Minecraft sunt scheletonul și cu creeper-ul. Pentru că sunt atât de enervanți și ți-e foarte greu să scapi de ei. Bine, de creeper poți să scapi dacă îl faci să explodeze. Și e o problemă aici pentru că nu avem pat. Și dacă nu avem pat, nu reușim să supraviețuim noaptea. Pentru că sunt foarte, foarte mulți mobi care ne pot omorâ. Aici am plecat să caut niște mâncare, pentru că nu mai aveam. Și am văzut un creeper acolo care venea spre mine. Și am reușit, într-un final, am reușit să-l omor. Pentru că e bine că n-a bubuit. Încă mai e un creeper acolo, lângă văcuță, dar nu e problemă. A venit spre mine, dar nu m-a omorât din fericire. Se mișcă un pic greu, deci v-am spus. Am calculatorul meu nu prea e atât de bun încât să suporte, să și filmeze, să și filmeze și să și ruleze un joc bine. Știți? Adică acolo mi-a apărut un creeper exact după copac, dar nu-i problemă, că l-am omorât. Văcuța asta, săraca, am lăsat-o pe văcuța aia mică fără mamă. Săraca. Aici mai luam niște din acestea, chiar nu-mi vine numele la aceste fructe. Erau niște fructe, ceva, cred că pot să le zic fructe de pădure. Și am mers acasă repede, mă duc acum să prăjesc cărnița aia, ca să fac, ca să mi umple mai mult din mâncare dacă o mănânc. Înțelegeți voi ce spun? Ok. Acum se prăjește. Din păcate am reușit să fac rost decât de una. Și văd că vine acolo un zombie. E bine că am reușit să-l omor. De fapt, doi chiar. Și ieșeau pe acolo prin gaură. Că veneau din cave. Știți? Că o să trebuia să acopăr gaura aia pentru că nu mai
Că poate iar vin zombie și nu e bine. Chestia nașpa cu astea e că cu torțele astea în mână e că atunci când ai click dreapta, de exemplu, să mănânci sau ceva de genul, poate să îți pună pe jos torța. Știi? Și da, mi se mai întâmplă, dar nu e problemă, că ne obișnuim. Acolo... Deci, în momentul ăla, nu știu de unde a apărut. Efectiv, a apărut un creeper. Doar atâta spun. A apărut un creeper. Mai departe ați văzut și voi. A apărut creeperul ăla. Păi, de nicăieri. De nicăieri a apărut. Bă, și mai a explodat tot. Cat, s-a dus. Uneltele mele au sărit toate în aer. Multe le-am... Câteva din itemele am pierdut. Nu știu unde s-au dus. În fine, trecem peste... Am reușit să acopăr gaura aia de acolo cu niște dirt ca să nu mai curgă apă înăuntru și așa. Și o să trebuiască să-mi ordonez alea prin inventar. Am acoperit și gaura aia ca să fiu sigur că nu mai ies mobi de acolo. Am luat și niște lemn de pe jos. Noroc că nu s-a pierdut totul. Și am văzut că la chestia asta cu lumina pe fancy sau cum era. Și dacă dropezi o torță pe jos, ea luminează. Știți ce zic? Aici trebuie să-mi ordonez repede itemele, că nu pot să stau cu ele așa. Și deja se aude un zombie. Cred că e la acolo. E la... acolo unde am acoperit. Da. Aici mă uitam în jur după el. Și apoi mi-am mai ordonat din iteme. Cum erau că... Na, nu stăteau bine în inventar. Mă tot uitam în jur după el, dar nu știam unde... Mi-am luat și sabia în mână, dar na, nu l-am văzut. Crafting table-ul acum am observat că nu-l mai am. Și a trebuit să fac unul nou. Pentru că, da, că a fost explodat de acel creeper, nu știu unde a sărit, dar s-a dus și el. Am făcut aici repede crafting table-ul. Se tot auzea zombiul ăla acolo, dar nu l-am omorât, l-am lăsat acolo în treaba lui. Mi-am făcut repede niște unelte de iron, pentru că nu mai puteam cu alea de piatră și așa. Cred că nu le-am luat pe toate sau ba da, le luasem pe toate. Mă tot uitam în jur după el, dar după mi-am dat seama că era în gaură acolo. Mi-am făcut și o sabie repede și după am realizat că am destul iron să-mi fac toate uneltele. Și apoi mi-am mai făcut și lopată și topor. Bine, lopată nu prea aveam nevoie, dar toporul era esențial acolo. Pentru că... Avem nevoie să tai copaci, știți, să fac rost de lemn pentru casă. Ok, aici am luat iron-ul din nou, care s-a prăjit, doamne. Și am văzut că acolo mai erau niște din acelea, niște andesite. Acum mă uit unde e luna ca să văd când mai e până se termină noaptea. Și am descoperit-o, am văzut că e acolo și că se duce în jos și că nu mai e mult. Mi-am luat și damage de la ălea. Din păcate. Și chiar îmi pare rău pentru, vă mai zic dintr-o dată, îmi pare rău pentru lag. Chiar nu am ce face la filmare. Pentru că așa se mișcă de la filmare. O să încerc să, data viitoare, să-l fac să se miște mai bine. Nu știu, o să fac niște setări. Și acolo am văzut că sunt mulți scheletoni. Și am văzut o oaie. La care o să trebuiască să mă duc mai târziu după ce trece noaptea. Pentru că acei scheletoni o să dispară și o să pot să o iau și eu fără să mor. Știți ce zic?
Dacă v-am mai spus mai devreme, eu am o problemă cu scheletonii. Și îmi pare rău dacă sunetul nu se, cum să spun, nu se potrivește cu vocea, pentru că v-am mai, doamne, vocea nu se potrivește cu videoclipul. Pentru că v-am mai spus, fac un voiceover acum și, da, nu pot să îl potrivesc la fix cu videoclipul, pentru că, na, adică nu o să fie chiar la aceleași milisecunde, dar aproximativ la aceleași secunde. Aici pentru, am auzit că mă urmărea un spider și m-am luptat cu el, în care era să mă bată în lupta asta. Da, iar am avut un pic de lag acolo, dar nu-i problemă. Am observat că am niște morcovi de la zombii pe care i-am omorât. Și acolo din nou am pus niște torțe, cum v-am zis mai devreme, că atunci când mănânci, ți se pun torțe, nu automat, dar ți se pun torțe pe jos, că ții click dreapta apăsat. Dar trecem peste. Continuăm, aici m-am dus să vânez niște porci, pentru că avem nevoie de mâncare neapărat. Și aici iar a fost un pic de lag. Și am ratat de multe ori porcul ăla. Nu știu cum am reușit să ratez de atâtea ori. Dar, da, au făcut animale să fugă atât de repede în Minecraft că nici nu le mai prinzi. Din nou a fost un pic de lag acolo de la filmare, v-am mai spus. Am găsit în final oița pe care o căutam. Și am omorât și acel porc. Acei porci, de fapt. Că erau mai mulți. Aici chiar îmi pare rău pentru lag, dar n-am ce să fac. Deci e filmarea deja făcută, chiar nu mai pot să fac nimic pentru ea. O să încerc data viitoare, când mai fac un videoclip, să reușesc să nu mai filmez așa cu lag mare. Poate găsesc vreun program care să nu folosească atâtea chestii. Adică să nu mai ocupe prea mult sistemul și să îmi facă lag la joc. Adică știu că mai era o metodă de filmare incorporată în calculator, dar nu știu dacă merge, o să o încerc și pe aia. Ok, mergem spre casă să prăjim mâncarea, că am făcut rost de 14 bucăți. Și cel mai bine, eu zic că e să prăjești mâncarea. Și aici am descoperit o fortăreață, nu, chiar nu mai știu cum se numea. O să-i zic o fortăreață. N-am băgat nimic, ați văzut. S-a generat aici lângă mine. O să mergem mai târziu la ea sau în alt episod. Pentru că aici acum am treabă, trebuie să mai prăjez mâncarea, să mai fac alte chestii. Aici e, da, sunt aproape acasă, între ghilimele, pentru că, da, adică aici mi-am plantat eu niște din acestea, cum v-am zis mai devreme, o să le zicem fructe de pădure, pentru că, nu știu, voiam să plantez aici, că, na, poate făceam și o rost de mai multe și cine știe când te ajută, poate n-ai vreodată mâncare și ai nevoie, o pui acolo. Ai ce mânca măcar, cum sună asta, ai ce mânca. Aici nu știu ce am făcut, mergeam cu spatele, dar nu contează, luăm mâncare de acolo și mâncăm. Adică nu mai țin în minte cât îți dă un cooked pork chop din acesta. Nu știu dacă am pronunțat bine, dar cred că așa se spune. Nu știu cât îți dă, nu știam cât îți dă, dar am văzut că îți dă vreo 4 din acelea copanele de hunger și e bine. Ok. Aici nu știu ce făceam, m-am dus să mai iau lemn. Și era să sparg din greșeală cu târnăcop. De
fapt, aici m-am dus să iau lemn ca să curăț zona pentru casă, știți? Și o să revenim după ce curăț zona. Ok, cred că am terminat de curățat pe aici spațiu pentru casă. O să mai merg să mai adun dintre itemele astea, că văd că sunt cam multe și ar trebui să le adun de pe aici, că na. Și hai să deschidem aici să vedem ce se tot aude. Și am descoperit că acolo stătea un zombie și doi creeperi. Deci de atunci de când auzeam noi sunete, ei erau acolo și așteptau. Și aici o să facem o schemă. Explodează unul și ia pe amândoi. Dar să vedeți. Ați văzut? Asta e schema 1000-2000. Și am luat și mult XP acolo. E bine, XP o să ne ajute mai târziu. Și partea bună că am curățat zona e că acum am destul lemn ca să fac casa. Și acoperim repede căurica asta ca să nu se vadă urât. Și aici fix un dirt mai îmi trebuia. Dar noroc că am pus în plus pe acolo. Da. Continuăm. Aici se vedea urât cu... Se vedeau frunzele foarte urât. Că au rămas în aer și am încercat să le deconectez din... Nu știu cum să explic. Să le deconectez de la copacul ăla, că ele practic aveau o sursă de lemn și de-aia nu se despaunau. Și de-aia am încercat să le separ într-un fel. Dar din păcate dacă le separ, copacul să arate așa plat, de parcă... De parcă l-a tăiat cineva cu drujba, așa arată. Și... Da. Aici m-am mai urcat un pic mai sus ca să reușesc. Și într-un final am reușit să le desprind pe toate de copac, ca să spun așa. Eu zic că ar trebui să ne facem un chest acum, ca să ne stocăm și noi lucrurile. Că, na, o să avem multe lucruri și o să trebuiască să le punem până la urmă undeva. Și acolo a fost la limită, deci la limită, să pățesc ce am pățit mai devreme cu creeperul ăla. Îl știți voi, ăla care m-a omorât prima dată. Aici sper că nu o să explodeze, măcar dacă explodează, să explodeze mai departe de casă. De locul unde o să fie casa, în fine. Dar am reușit în final să-l omor. Aici m-am mai spart un pic de iarbă, nu știu de ce. Și trebuie să pun chest-ul. Acum să-mi pun chestiile. Și mi-am adus aminte să pun niște dirt acolo ca să nu mai fie probleme cu... Să nu fie probleme cu creepere și astea. Mai punem aici câteva rânduri de fructe de pădure, cum le zic eu. Și cred că ar trebui să fac două rânduri între ele, pentru că e cam greu să le, cum să spun, să le culegi într-un fel, nu știu dacă înțelegeți. Acum trebuie să-mi pun bețele și cât
câteva chestii pe acolo. Saplingurile le mai păstrez. Poate cine știe când am nevoie de ele. Aici iar se aude un zombie, dar cred că e la... Cred că e la intrarea aia. Bine că am acoperit-o. Noroc că am acoperit-o. Aici... Cred că m-am dus să caut o oaie. Cred că da. Da, m-am dus să caut o oaie pentru că aveam... aveam nevoie de lână. Și da. Și-am dat... Dintr-o oaie am reușit să dau într-un spider. Să dau de un spider. Dar nu-i problemă că m-a lăsat în pace. Dar asta e nașpa într-o pădure. Că poți să dai de foarte multe animale și foarte multe creaturi. Cum am dat eu aici de 2 creeper și acel spider minunat. Dar am reușit să-l fac pe creeper să-i omoare pe amândoi, deci e bine. Și acum o să mergem să mai căutăm din nou oaie. Și era acolo, uite unde stătea spider-ul. Și a venit dita mai armata pe mine. Ia uitați-vă în spate ce era. Dar e bine că am reușit să scap. Din fericire am scăpat. Și n-au venit după mine pentru că le era prea lene să vină după mine. M-am întors aici frumos, acasica la mine. Acasica unde nu-i casă, practic, da? Și o să mă duc în direcția aia să caut o oaie. Poate găsim vreo oaie ceva. What the... Uitați copacul ăsta care levitează într-un fel. Minecraft explică asta. Da. Cum să zic, eu nu m-am atins de copacul ăla, adică el s-a spawnat așa, nu știu cum. Și văd niște ceva pe acolo. Ah, erau câini, credeam că sunt oi. Și din nou am avut un pic de lag la filmare pentru că mi-a încărcat ceancuri noi. Și acea găină la cum stătea părea, zici că era un cap pus acolo. Dar nu era. Și acum au venit să mă atace zombii și toate astea. Și un cățel care a fost lovit de scheleton s-a dus să-l omoare. Noroc cu cățelul ăla că m-a scăpat de scheleton, că dacă nu cred că acolo mă omora. S-a auzit și o vulpe pe acolo care omoară găini. Da. Eu m-am dus să omor scheletonul ăla că poate îmi dă oase să reușesc să dau la căței, să mă împrietenesc cu ei. Mi-a dat un os. Acolo mai devreme unde ați văzut penele alea, e interesant că au făcut cei de la Minecraft ca atunci când vulpile mănâncă, omoară într-un fel o găină, să nu lase carnea. Ați văzut că erau decât penele. Cu o găină, în general, îți dă și carne. Dar acolo am găsit decât penele. Carnea era furată de vulpe, într-un fel. Și mi-a plăcut de cățelul ăsta că l-a omorât pe scheleton și m-am dus. Și am reușit cu un singur os să-l îmblânzesc, din fericire. Dar nu știu unde fugise. Uite aici. Cu un singur os, săracul, cred că era foame la cât de... prietenos a fost cu un singur os. Aici am mers să mai caut niște oi, dar nu știu dacă mai sunt pe acolo oi. Sper să mai fie. Aici erau niște lame. Am zis să le las în pace pentru că după mă scuipă. L-am pus pe noul meu prieten să stea jos, deoarece am mai pățit asta. Să se ducă să se ia la bătaie cu un zombie sau ceva și să moară cățelul. Știți? Aici am încercat să mă împrietenesc cu un cățel. Cel cățel n-a vrut. L-am lăsat. Și aici mi-a fost frică de creeperul ăla că o să-l explodeze pe... noul meu prieten. O să-i dăm un nume. Nu știu, să-i zicem Bob. A vrut să-l explodeze pe Bob. Noroc că nu m-a nimerit.
m-a nimerit, nu l-a nimerit pe el cu explozia, pe mine m-a nimerit și mai aveam două vieți, dar e bine. Și acolo câinele s-a dus să se bată cu scheletonul și nu știu unde a dispărut, am crezut că l-a omorât, dar era acolo. Chiar m-am speriat un pic, am crezut că l-am pierdut pe Bob, dar de fapt nu l-am pierdut, era pe undeva prin apă, pe acolo. Aici era, mi-era frică că o să explodeze. Trebuia să-l pun să stea jos și acolo s-a enervat pe el și m-a ajutat să-l omor. Și am reușit într-un final să-l omor. Am zis, hai să mergem, pentru că am văzut acolo o petrecere la propriu de creeperi. Ia uitați câți erau. Mai era și un zombie și vine un spider pe la spate. Deja l-auzisem. Îmi omoară câinele, noroc că l-am salvat la timp. Și aici unul dintre creeperi a venit de la petrecere. Bob, din fericire, a supraviețuit. Și a mers pe altă parte să nu ne vadă creeperii și alte arătări din pădure. Aici am ocolit scheletonul ăla. N-aveam chef să mă bat cu el. Nu știu cum am reușit să scap de aici, dar am reușit. Din fericire am reușit să scap. Bob încă era în spate. Mergem pe aici și cred că am descoperit și o nouă scurtătură. S-a teleportat acolo Bob lângă mine. M-am și speriat de el. Aici se auzea o găină cum a murit din cauza unui vulpi, mâncată de vulpe. A încercat scheletonul ăla să tragă cu un arc, cu o săgeată de fapt în mine și n-a reușit. Din fericire, era să zic din păcate. Da, aici am mai pus niște torțe ca să nu se spawneze zombi și toate alea, ca să am și eu un spațiu care nu am zombi, că nu-i mai suport pe zombi ăștia, sunt foarte enervanți. Eu am crezut că aveam ceva în furnal, n-aveam nimic. Din fericire, în sfârșit a venit din nou ziua, dimineața. Am pus la prăjit carnea de pui în timp ce am verificat dacă îmi filmează din nou OBS-ul, că v-am mai povestit ce am mai pățit eu cu OBS-ul. Dar n-am știut că e un update. Chiar update, în fine, ceva nou, în care poți să-i dai de mâncare la câinele tău, gen mâncare de-asta pe care o mănânci tu. Și văd că aici mergea de fericire. Pentru că înainte, dacă voi jucați de mai demult, cred că ați jucat de mai demult, că avem și player vechi de Minecraft printre noi, chestia asta nu era. Știți că înainte când îmblânzeați un câine, putea să-i dați în continuare oase. Acum, dacă i-ai dat os și l-ai îmblânzit, așa rămâne. Și nu știu dacă să zic că e un update bun sau rău. Știți? Sper că se prăjește carnea aia sau nu știu dacă nu mai țin minte dacă am luat-o din furnal. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe.